În Piatra Neamț s-a așternut prima zăpadă serioasă din acest sezon. Astăzi, 8 decembrie, la o zi după ce am primit asigurări că Publiservul se va mobiliza de urgență pentru a curăța arterele din oraș, realitatea din teren pare un pic altfel. Pe carosabil este un strat de zăpadă de câțiva centimetri care îngreunează traficul rutier. Față de anul trecut avem niște schimbări care țin de tipul de materiale folosite pentru a dezăpezi străzile și trotuarele municipiului. Anul trecut s-au folosit 1400 de tone de nisip. Anul acesta vom avea maxim 110 tone de nisip. Practic, la finalul iernii vom avea un oraș mai curat, cu mai puțin praf, cu mai puțin deranj la nivelul și mai puțin efort la nivelul activității de curățenie și un mare atu, soluții și materiale care sunt mai potrivite pentru întreținerea canalizării pluviale a orașului. Pentru că anul acesta vom renunța și vom reduce semnificativ utilizarea nisipului, în schimbul unor soluții care sunt mai prietenoase cu asfaltul și cu mașinile oamenilor și care sunt mai durabile și mai calitative din punct de vedere al întreținerii drumurilor, canalizării pluviale și mă refer aici la sare și la clorură de calciu. Pentru că anul acesta vom avea 1400 de tone de sare, maxim 1400 de tone de sare folosite. În momentul de față, stocul existent este de 200 și alte 300 de tone de sare sunt deja comandate de societatea Publiserv. În prezent avem stocul de nisip asigurat pentru întreaga perioadă a sezonului rece și în curs de a fi achiziționate 312 tone de clorură de calciu. Date fiind diferențele pe tipuri de materiale și pe există diferențe și la nivel de costuri. Activitatea de dezăpezire anul trecut a costat municipiul Piatra Neamț aproximativ 1,4 milioane de lei, iar contractul aflat în derulare cu societatea Publiserv anul acesta se ridică la o valoare maximă ce poate fi atinsă de 3,5 milioane de lei. Valoare maximă spun pentru că în funcție de totul depinde de cum va fi vremea și de numărul intervențiilor și solicitărilor. Valentin Savin, managerul de la Publiserv, a declarat că după ora 9 va putea fi făcută lumină pe străzi, fiind sunat chiar de primarul Carabelea, aflat în inspecție pe străzi.